Bine ați venit la etalarea pentru ascendentul Lună Soare în Taur. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Deja a picat o carte și este roata. Mă bucur pentru voi. Și asta înseamnă că veți lua un avânt de la zero cu ceva care vă favorizează și va aduce mult noroc. Îmi scuzați vocea, sunt puțin răgușită. Și haideți să vedem ce avem mai departe. Ce vă aduce? Regele de săbii, patru de monede și 10 de monede. În primul rând, patru de monede, nu blocați niște bani. Ceva de genul, voi strânge banii respectiv pentru ceva, pentru a... Aici este un fel și cartea zgârcitului. Zecele acesta de monede este de fapt ceea ce vine în casa voastră ca avere. Ce vine de fapt în casa voastră aici ca avere poate fi chiar propriul salariu. Posibil, cu energia roții, pentru cei care nu aveți un job, un serviciu, să găsiți un serviciu. Deci ceea ce vă ține pe loc este felul de a spune, poate nu-mi place locul acela sau poate nu-mi place, știu eu, felul în care mă tratează ceilalți, genul acesta. Dar vreau să fiți pozitivi, pentru că regele acesta de spade întotdeauna face dreptate și e corect. Dacă eventual la locul de muncă ați fost tratați într-o formă în care v-a adus să suferiți, se termină acest lucru. Dacă nu vi s-a oferit banii necesari sau prima respectivă, vi se oferă acest lucru. Deci, e un fel de victorie în fața colegilor răi, să spunem, sau în fața unor atitudini care v-a supărat enorm. Trei de bute, poate pentru unii sunt călătorii sau poate că o planificare pentru ceva. Regele de bute poate fi cineva care intră în viața voastră. Cinci de monede, o cheltuială. Aici poate fi o cheltuială de orice tip. Patrul acesta de bute, patru. Ce înseamnă patru? Patru sunt stâlpii unei case, patru pot fi roțile unei mașini. Este ca și cum ar spune, dacă ați avut probleme cu mașina voastră, aici se încheie. Este ultima dată când veți cheltui bani pentru că o veți repara și nu veți mai avea probleme. Justiția, regina de monede, care de fapt este energia voastră, și pajul de bute. Deci, încă o dată, cei care nu aveți un job, veți avea un job. Și cu siguranță aveți o realizare. Aveți cavalerul de cupe, aveți 8 de monede și 9 de cupe. Și 3 de monede. Wow! Uitați-vă și voi ce aveți aici. Ce vă arată că trebuie să plecați din ceva toxic, din ceva care nu vă mai folosește, pentru a merge spre un succes. Și acesta este 4 de bute, 3 de monede. Este succes. Fie că schimbați undeva, parcă ați face delegații, poate nu este peste mare, poate că nu este tocmai ceea ce vă place, dar veți avea mari beneficii. Treiul acesta de monede, pentru că aveți trei de bute, trei de monede, prin intermediul cuiva și va fi nevoie poate să lucrați în echipă cu cineva. 9 de cupe. Iar dacă eventual echipa respectivă poate fi chiar partenerul vostru, să știți că e un fel de a se vindeca ceva, a încerca să nu mai aveți certuri, să vă înțelegeți pe tema muncii.
9 de cupe, dorința pe care voi o aveți, va trebui să faceți un studiu sau o specializare și ceva creativ care, o idee care vă propulsează. Iar aici, justiția și regina de monede mai poate fi și imaginea mamei, pentru că aveți 5 de monede posibil să cheltuiți pentru sănătatea mamei. Haideți să vedem. Regina de monede, 5 de monede, 2 de cupe. Și regina de cupe. Vedeți? Imaginea mamei. Voi încerca să o fac cât mai mult posibil zoom. Sper să meargă. În spatele acestui tron, vedeți, se vede imaginea mamei cum ține un copil în brațe. Sper să se vadă. Încerc, dar văd că nu merge camera. Cred că acum se vede puțin mai mult. Și este cineva care vă sfătuiește. Și asta poate fi mama. Iar aici aveți și 2 de cupe. Asta înseamnă că în același timp veți avea ceva care se vindecă și cu relația voastră. Dar de obicei, când avem o problemă în relație, posibil să avem probleme și cu mama. Cu sănătatea mamei, de fapt. Dar se va termina aici. Știți cum e vorba? Când vin toate, vin toate. Când vin toate negativ, vin toate negativ. Când vin pozitiv, încep să vină toate și se rezolvă toate de la sine. Asta e și la voi aici. Exact. 4 de spade. Este vindecare. Este un fel de a intra în acea pace. Este... În momentul în care voi iertați pe toți cei din jurul vostru, fie un cuvânt, fie ceva care v-au spus, de fapt voi declanșați pacea interioară. Și acea pace interioară dați energia respectivă la ceilalți. Haideți să vă spun ceva, ceea ce îmi vine imediat aici. O mamă care are un bebeluș se enervează, țipă, urlă, nu mai poate, este obosită, deci are nevoie de liniște. În momentul în care este liniștită, bebelușul nu mai plânge. De ce? Pentru că intră interacțiune cu mama și când mama este nervoasă, bebelușul plânge. Așa și voi aici. Când schimbați voi energia și dăruiți lumină pură și vă liniștiți cu patrul acesta de spade, pe un 4 de spade, în momentul în care avem o cheltuială, e posibil o ospitalizare. Dar atunci când am de-a face cu apă, creativitate și două persoane, asta înseamnă că avem nevoie să ne liniștim, să mergem într-un loc în care ne liniștește. Fie că e în parc, fie că mă duc undeva departe, aproape de o apă. Acest lucru mă liniștește și în momentul în care intru în interacțiune cu ceilalți din jurul meu, calmul meu le aduce calm. Ce îmi spune justiția? Destinul. 10 de monede. Deci aveți de două ori 10 de monede, fraților. Să nu spuneți că nu veți lua aceste 10 de monede și 10 de cupe. Să nu spuneți acest lucru pentru că este posibil. Poate fi într-adevăr o moștenire, poate fi o casă, poate fi schimbarea de casă, dar ceva se întâmplă și aici este justiția, vi se face dreptate. Și pentru unii dintre voi poate fi chiar un nou job care vi se dă un salariu mai bun. Și asta înseamnă o carieră frumoasă. E un fel de a se termina suferința. Și vă doresc acest lucru. Haideți să vedem în dragoste ce avem. Wow! Keep open your mind. Deși nici măcar n-am văzut. Să fii deschis, flirt. De ce? Pentru că sufletul pereche poate diferă de tipul la care te aștepți tu.
Și aici îți spune flirt, este un fel de extinde de puțin și în energia respectivă față de ceilalți. Asta înseamnă că fii deschis. Chiar dacă cineva va flirta cu tine, fii deschis. Comunici, pur și simplu comunici. Dați o șansă unei relații care poate nu a mers. Pentru că aveți mari șanse să fiți fericiți. Și pentru cei care sunteți singuri, poate într-adevăr intră cineva în viața voastră și se merită așteptarea. Pentru că e posibil să fie o viață, este dintr-o viață anterioară. Vă recunoașteți. Aici nu este un ex, aici este cineva nou în viața voastră. Și e un noroc. Aici sunt multe începuturi. Noi începuturi. Ce sfat aveți de la Arhanghelul Mihail? Oh, să scrieți despre gândurile voastre și ceea ce simțiți. Deci, pentru unii chiar acea creativitate e posibil să vă ajute în momentul în care începi să te exprimi în scris. Îngerii romantismului cred că te ajută enorm de mult, pentru că aici apare sufletul pereche. Este acea bucurie, joacă. Câți dintre voi nu ați mai fost la un parc unde să pur și simplu să mergeți în leagăn și să vă simțiți fericiți? Câți? Sau câți dintre voi pur și simplu v-ați închis în voi și pur și simplu n-ați spus bună, ce faci? Faceți un legământ. Aveți încredere. Pentru că numai așa veți vedea clar. Scuzați tusea. Cred că fiecare experiență din viața voastră v-a învățat ceva. Și să nu vă fie teamă în momentul în care sunteți față în față cu cineva. Asta vrea să vă spună Neva. Faceți acel legământ cu încredere, curaj, să vă mențină pe acel drum, să aveți răbdare și să ajungeți acolo unde voi doriți. Da, va trebui să depuneți muncă, toată lumea depune muncă pentru așa ceva, nu vine nimic de-a gata. Dar cu siguranță se vor rezolva foarte multe probleme acum. Numai bine, la revedere, vă aștept pe Astrovedic, ne auzim și o lună frumoasă!